Autoritățile din Berlin au interzis arborarea steagurilor rusești și ucrainene în apropierea monumentelor comemorative din oraș în acest weekend, când se sărbătoresc 77 de ani de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Poliția din Berlin a declarat într-un comunicat faptul că actul de comemorare, precum și respectul pentru memoriale și monumente, trebuie păstrate pe fondul actualului război de agresiune al Rusiei în Ucraina. Nu trebuie să se permită ca războiul să se răsfrângă în conflicte sau dispute în Berlin, dincolo de discursul democratic. După înfrângerea naziștilor, au fost ridicate monumente în tot Berlinul pentru a comemora pierderile de vieți omenești sovietice din timpul războiului. Se așteaptă ca astfel de monumente să fie puncte de întâlnire populare în acest weekend pentru cei care condamnă războiul actual și pentru cei care îl apără. Poliția a precizat că pe lângă interzicerea steagurilor rusești și ucrainene în apropierea acestor situri, e interzisă și difuzarea de muzică militară. Ambasadorul Ucrainei în Germania, Andriy Melnik, și-a exprimat indignarea față de această decizie. Suntem șocați că poliția din Berlin a interzis purtarea drapelelor ucrainene pe 8 și 9 mai. Aceasta este o palmă pentru Ucraina și o palmă pentru poporul ucrainean, a spus Melnik. La începutul lunii aprilie, la câteva ore după ce au fost publicate imagini ale masacrului de la Bucha, în afara Kievului, o coloană de susținători pro-Putin formată din 400 de mașini a trecut prin Berlin, atrăgând critici vehemente din toată Germania și nu numai. Consiliul de Securitate al ONU nu vrea să se implice în războiul din Ucraina. În primul comunicat oficial de la începerea invaziei în Ucraina, reprezentanții ONU s-au abținut de la a folosi cuvinte precum război, conflict sau invazie, pentru ca Vladimir Putin să nu considere acest lucru un atac la adresa Federației Ruse. De la începutul războiului dintre Federația Rusă și Ucraina, mai multe organizații internaționale au preferat să nu se implice pentru a evita un posibil conflict. Printre aceste organizații se numără chiar și Organizația Națiunilor Unite. Într-un comunicat oficial ce vizează războiul de la granițele noastre, Consiliul de Securitate al ONU a decis să nu menționeze anumite cuvinte care ar putea să-l stârnească pe președintele rus Vladimir Putin. Însă comunicatul a exprimat temerea profundă privind menținerea păcii și securității Ucrainei și a exprimat sprijinul puternic pentru secretarul general Antonio Guterres în a găsi o soluție pașnică la dispută. Consiliul de Securitate reamintește că toate statele membre și-au asumat sub Carta Națiunilor Unite obligația de a-și rezolva disputele internaționale prin mijloace pașnice, au transmis reprezentanții Consiliului de Securitate al ONU. Cu drept de veto în Consiliu, Rusia a blocat toate încercările anterioare de a adopta o declarație privind Ucraina. Ambasadorul Mexicului la ONU, a cărui țară a ajutat la conceperea declarației, a fost întrebat de ce a durat 2 luni să facă acest demers și de abia sprijină secretarul general al ONU. Juan Ramón de la Fuente a declarat pentru Associated Press că trebuie să existe un început și că este un prim pas inițiativ care arată către direcția bună. Talibanii impun noi restricții pentru femeile din Afganistan, acum toate femeile și fetele sunt obligate să poarte văl integral în public. Mai mult, ei susțin că afganele nu ar avea nicio scuză să nu se supună acestei decizii, chiar dacă până acum femeile au fost vizate de numeroase restricții de la instaurarea conducerii talibane în țară. Talibanii au impus această decizie chiar dacă 99% dintre femeile afgane poartă deja hijab. Totuși, ei nu vor să lase nicio libertate celorlalte femei care oricum până acum au fost nevoite să se supună măsurilor. De la preluarea puterii la mijlocul lunii august a anului 2022, islamiștii au restrâns din nou în mod semnificativ drepturile femeilor, printre care se numără accesul la educație sau muncă. Toate acestea nu au fost însă suficiente. Femeile care nu sunt nici prea tinere, nici prea bătrâne ar trebui să și acopere fața cu un văl, cu excepția ochilor atunci când se află în fața unui bărbat care nu este un membru apropiat al familiei. Se arată în documentul oficial al talibanilor. În cazul în care femeile afgane nu respectă acest ordin într-o primă instanță, forțele de securitate vor informa tutorele sau bărbatul din acel cămin. Iar dacă femeile continuă să nu se supună, bărbatul va fi audiat și poate chiar să fie reținut pentru 3 zile și, în ultimă instanță, predat tribunalelor ca să-și primească pedepsa. Pe lângă faptul că asupresc femeile deja greu încercată, talibanii ar mai avea un țel prin impunerea acestei măsuri. Ei își doresc să lase impresia că implementează o guvernare islamică în Afganistan, așa cum au promis în timpul războiului din ultimii 20 de ani.